În ședința Colegiului Prefectural de astăzi din județul Mehedinți și Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor, regiunea Sud-Vest Oltenia, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Mehedinți a intrat în alertă privind sărbătorile pascale. Astfel, strict la acțiunile ce se desfășoară cu ocazia sărbătorilor, se informează că se vor întreprinde mai multe acțiuni privind calitatea produselor în alimentare și în comercializare. Astfel vorbim despre carnea preambalată, în special carnea de miel și produse din carne existente la comercializare. Se va verifica starea ambalajelor, integritatea și etanșeitatea, încadrarea în cantitatea netă declarată de producător, încadrarea produselor la data durabilității minimale, după caz în data limită de consum stabilită de producător, dar și încadrarea produselor în parametrii de calitate prevăzuți sau declarați de aceștia. Se vor verifica și ouăle de consum, comercializarea în locurile autorizate, etichetarea acestora conform regulamentului, plus verificarea claselor de ouă și a condițiilor de păstrare. Se va verifica vânzarea și livrarea ouălelor în vrac, dar și vânzarea acestora preambalate. De asemenea, se vor verifica și toate tipurile de vopsea de ouă pentru ca sănătatea oamenilor să nu fie pusă în pericol. Ne ocupăm în perioada 24 a 3 a 10 a 4 la verificarea produselor ce se comercializează și în mod deosebit celor specifice sărbătorilor pascale, în baza tematicii naționale elaborate de Autoritatea Națională a Protecției Consumatorilor. Având în vedere că la toate produsele se cam repetă ceea ce urmărim, esențialul este, în primul rând, să verificăm dacă produsele sunt în data durabilității minimale, dacă nu sunt expirate, că e pentru înțelesul tuturor, dacă sunt păstrate și depozitate corespunzător, cum prevede producătorul și trebuie respectat. Dacă se încadrează în cantitatea netă, dacă au etichetare, mai ales pentru substanțele alergene, sunt oameni care fac alergii la anumite substanțe, să fie trecute pe etichetă. Dacă prețurile sunt afișate corect, dacă există diferență de prețul de la raft, în mod deosebit pentru marketul, și prețurile de la casă. Asta este o activitate pe care o desfășurăm de când s-a înființat Protecția Consumatorului și cred că operatorii economici au înțeles-o.